Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Are 50 de ani bătuți pe muchie, mulți dintre aceștia în presă. Ultimii trei în calitate de consilier al viceprimarului liberal Cosmin Tabără. Este activist al Asociației Salvați Patrimoniul Timișoarei. Vorbim despre Ilie Vasile Sârbu, candidatul AUR la funcția de primar al Timișoarei, pe care îl salutăm. Bună seara, bună seara, Ilie, și bine venit. Bună seara, pe la noi. Mulțumesc pentru invitație. Coleg de breasă la atâția ani de zile și luptător civic prin Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei, activist al acestei asociații și președinte, dacă nu mă înșel, nu-i așa? Președinte și fondator al Asociației Culturale Salvați Patrimoniul Timișoarei, care am reușit să îi dăm o îmbrăcăminte juridică în 2014. Practic, are anul ăsta ani. Are 10 Face ani, 10 deci ani. Ar fi mers la școală, deci mergea la școală dacă era copilul meu. Da, copil de suflet cu siguranță e. Așadar, al cincelea candidat care atacă în această bătălie a Timișoarei, care, iată, e rotund momentul, ca să zic așa, mai sunt exact două luni pe calendar. Da. 9 aprilie, 9 iunie. Hai să o lămurim prima dată pe asta, Ilie. Ai fost 3 ani și ceva consilier al viceprimarului liberal Cosmin Tabără. Mulți probabil nu înțeleg această, poate e cel mai bine să o explici. Ai fost implicat politic acolo sau care a fost calitatea acestei colaborări? Nu, eu n-am fost implicat politic sub nicio formă. După ce domnul Cosmin Tabără a fost numit de Consiliul Local ca și viceprimar al municipiului Timișoara, într-o seară de vineri am primit un telefon de la el și m-a sunat și mi-a zis: noi nu ne cunoaștem, dar eu vreau să am oameni de valoare lângă mine și știu că tu te ocupi cu Asociația Salvați Patrimoniul Timișoarei, eu am direcția de patrimoniu, mi-a fost arondată mie și am nevoie de un om care să mă sprijine pe această temă, pentru că situația nu este una destul roz, mai ales că era acel moment în care direcția de patrimoniu a fost ruptă în două, între est și vest, și au fost o serie de discuții, chiar cu cercetări penale și cu tot felul de chestiuni de genul ăsta. Și probabil asta l-a îndemnat ca să-și ia un om care să înțeleagă puțin ceea ce se întâmplă în jurul lui acolo. Ai dat curs invitației, dar la ceva vreme domnul Tabăr a pierdut direcția de patrimoniu. Da, eu am acceptat chiar în momentul în care m-a sunat, i-am zis da, sunt interesat, mai ales că cu câteva luni înainte, deci asta însemnând pe la începutul anului, am solicitat printr-o adresă către primărie să ni se spună care este numărul real al clădirilor istorice protejate de legea 422, dacă există un inventar, și n-am primit niciun fel de răspuns. Și iată că după niciun an eu am primit o ofertă să lucrez în interior și chiar că m-am bucurat, colegii mei de la asociație au zis: ia uite ce situație, și o zi ni se pune problema, te duci pentru că e o ofertă cu care nu te mai întâlnești niciodată. Corect, revenim pentru detalii, pentru că e foarte interesantă perioada respectivă. Explicați înainte de orice acțiune de azi, da? Da. Ați ieșit în stradă. A fost prima ieșire a mea în calitate de candidat la primăria din partea Alianței pentru Unirea Românilor. După ce sâmbătă am fost la un eveniment mare la Târgoviște, unde am fost prezentați pe o scenă mare ca și candidații la municipiile reședințe de județ și consilierii noștri. Și a fost o experiență interesantă, mai ales pentru că a fost foarte mulți oameni, a fost undeva 3.000 și ceva după aproximarea mea. A fost o senzație interesantă, era acel vuiet care eu nu l-am întâlnit niciodată. Vuietul mulțimii. Da, vuietul mulțimii. A fost așa, destul de interesant. Și mi-am dat seama că, intrând în politică, trebuie să ai stăpânire de sine, că altfel te pierzi, riști să te pierzi. Ai ales totuși un traseu deloc ușor, pentru că în percepția publicului, cu adâncă râvnă construit această imagine, AUR este un partid extremist,
Aur nu are ce căuta, multe voci din așa zisa, eu știu, civitatea Timișoarei nu lasă un centimetru pătrat cu ghilionele de rigoare aurului în oraș, dar nu au ce să caute aici. Ce le spune acest lucru? Vii din presă, practicant de da. Zile, ai avut, cum să zic, era, e obligatoriu acest joc de echilibristică, de menținerea distanței, echidistanței și așa mai departe. Ce le spune celor care, cei care te arată cu degetul? Pentru da, că da, foarte mulți mă arată cu degetul. Dar pentru cei care mă cunosc știu că sunt un om asumat și că dacă fac un pas, îl fac foarte bine gândit. Aurul nu este un partid extremist, este un partid legal constituit după legile Republicii România. Are toate drepturile așa cum le au toate partidele. Asta este o justificare legală, iar ca și doctrină, dacă pentru a-ți iubi țara sau să am un respect față de înaintașii mei, de istoria locului meu, de părinții mei, de bunicii mei care au luptat atât în primul război mondial cât și în al doilea război mondial, înseamnă să fii extremist, atunci primesc cu bucurie această etichetă de extremist. Eu sunt, mă consider un om normal, am făcut un pas către normalitate și am îmbrățișat tot ceea ce se întâmplă acolo, mai ales că mi s-a permis să vorbesc, mi s-a permis să am un punct de vedere în orice domeniu pe care eu îl stăpânesc. Deci, chiar așa, care a fost mecanismul interior declanșator pentru a intra înainte de orice în bătălie internă? Pentru că înțeleg da, că a fost un, a fost o foarte interesant internă. Și asta o spun răspicat, pentru că în interior cred că nu există democrație mai mare decât în Partidul Aur. Și o spun cunoscând alte mecanisme din alte partide. Eu am făcut acest pas pentru că în 2020 ei m-au ajutat, eu am candidat ca independent, m-au ajutat să-mi adun semnăturile, m-au ajutat, m-au sprijinit, nu cu logistică, dar m-au ajutat. Asta este cuvântul. Mi-au propus atunci să intru în Aur. Atunci, la momentul respectiv, am refuzat având câteva proiecte foarte serioase și n-am vrut să le politizez, nu pentru că acum nu aș avea cu Asociația Salvați Patrimoniul Timișoare, avem proiecte foarte serioase, dar la un moment dat a revenit acea ofertă și mi s-a spus că este ultima și mi-a zis, noi avem nevoie de tine pentru că te cunoaștem, știm cine ești, am o relație specială cu domnul Mihai Negoescu, am discutat pe lucruri clare, am avut o discuție și cu domnul Claudiu Târziu și mi s-a spus dacă dorești să intri, trebuie să te pui la rând ca orice membru normal, noi nu avem vedete în partid, și trebuie să intri pe această aplicație, trebuie să-ți faci adeziune și după aia discutăm. Nu s-a negociat că tu vii și te iau, o să fii și tu o să fii direct primar și nu o să treci pe niciun fel de filtru. Am trecut prin trei filtre. Unul a fost cel de CV-uri, al doilea a fost un interviu cu un reprezentant al Biroului Național, a venit aici împreună cu membrii de bază ai partidului la nivel local și a fost un al treilea interviu la nivel național unde ni s-a spus, bun, vrei să fii primar. Cu ce? Care ți este strategia? M-am dus foarte bine pregătit, deși am avut concurenți foarte serioși, nu i-am cunoscut, să știți, că noi n-am știut unii despre alții care cum sunt. Au fost la un moment dat 5, au rămas 4, după aceea am auzit că mai sunt 3, n-am știut niciun nume. Eu am fost foarte interesant. Am fost la București după ce am dat ultimul interviu, a fost un interviu blitz, aș putea spune, în care mi s-a spus, bun, care ți-s primele 10 proiecte pe care vrei să le implementezi? Ne le spui și nouă, în paranteză. Deocamdată se lucrează, suntem în... Da, pot să vă povestesc câteva, dar nu, încă nu am permisiunea pentru că se lucrează aprofundat la acest proiect și am văzut că oamenii se uitau la mine și am zis, e ok, na,
n-a fost nicio schițare. Înțeles, așa, da, nici... scânteia e internă. Pentru ce a intrat Ilie Vasile Sârbu în, în bătălia asta? Ce vrea să facă el în calitate de primar? În primul rând, ca om, pentru că am vrut să mă împac cu conștiința mea, înainte de toate, am făcut acest pas pentru că n-am mai vrut să tac. Am văzut enorm de multe lucruri. În ăștia trei ani. În aceștia trei ani. La... că vom vorbi. Da, cândva. Am văzut foarte multe lucruri. Am fost dezamăgit de metoda prin care era administrată Timișoara și am zis că și este în continuare. Există o mică scânteie în mine și va trebui să fac acest pas asumându-mi tot ceea ce înseamnă acest pas. Ce se întâmplă totuși în primăria Timișoara, în această, sub această administrație? Pentru că te-ai băgat la o bătălie mare. Toți cei care au intrat în această bătălie știu că nu e ușor ce, ce urmează lunile astea două, mă rog. E cam din scurt toată bătălia de dus, dar ce merge prost acolo? Ce ai văzut în ăștia trei ani de, de, de experiență, până la urmă, de interior? Așa cum am spus, eu am fost luat, ca, am fost acceptat de domnul viceprimar Cosmin Tabără să-i fiu consilier pe probleme de patrimoniu. Eu n-am pierdut vremea deloc. Am avut și șansa mare de a avea un coleg extraordinar pe Cătălin Olteanu, celălalt consilier, care și el era independent, nu era implicat politic sub nicio formă, de la care am învățat foarte multe lucruri. Deci este un om doxa de ceea ce înseamnă management și arta negocierii. El chiar a scris o carte legată pe această temă. N-am stat degeaba. Am avut câteva discuții cu, cu Cătălin, am luat proiectul, l-am prezentat domnului viceprimar Cosmin Tabără, domnul Cosmin Tabără l-a prezentat mai departe, au venit alți doi consilieri ai domnului primar și ne-am pus la masă și am început să discutăm despre această problemă. Era vorba despre inventarul clădirilor istorice ale Timișoarei. Era vorba despre spațiile cu altă destinație ale Timișoarei și despre spațiile de locuit dedicate locuinței, la care s-a un mai... Un univers uriaș, un, dacă un, mi se un, permite. Așa, este un univers uriaș, la care pot să vă spun cu mâna pe inimă că Timișoara, spre rușinea noastră, noi nu avem un GIS funcțional. Hai să și explicăm termenul. Da, deci este vorba de el a funcționat pe perioada domnului Ciuhandu, da? Dar pentru că atunci când se construiește o casă sau se face un proiect, el este înregistrat într-un sistem transparent și știm exact ce suprafață avem, ce s-a întâmplat cu casa respectivă sau cu proiectul respectiv, știm exact ce se întâmplă acolo. E urmărit, este cartografiat. Deci, teoretic, ar trebui să fie urmărit permanent, dar s-a profitat pentru faptul că, prin faptul că Timișoara n-a avut un pug funcțional, noi am funcționat după un pug vechi de foarte ani, vechi, da. De zeci de ani, și atunci au început să apară tot felul de chestiuni. Am început această discuție, chiar am pregătit o aplicație în acest sens, prin care pe trei nivele de accesibilitate, deci până la ceea ce înseamnă carte funciară, proprietari, suprafețe și chiar istoricul fiecarei clădiri, dar am început cu partea cea mai ușoară, pentru că Timișoara are 308 spații cu altă destinație, nu are chiar foarte multe, dar 70% dintre ele sunt sub orice critică. Deci nu sunt folosite pentru oraș. Practic nu sunt folosite, dar sunt un pericol public pentru cetățeni. Unele dintre ele nu au nici acoperișuri, alte spații care ar putea fi scoase la licitație sau să poată să fie închiriate, nu sunt legate nici la curent electric, la rețeaua de curent electric, nici la rețeaua de canalizare, nici la rețeaua de apă. Deci situația este jalnică. Iar în momentul când am început să le luăm pas cu pas, am rămas cu ochii în soare, pentru că domnul viceprimar a fost penalizat din punct de vedere politic, așa mi s-a spus nouă, și s-a luat direcția de patrimoniu.
Și practic tot ce ați încercat a rămas în aer? A rămas în aer. Ei la Direcția de Patrimoniu la acest moment și directorul a fost schimbat. Deci măcar n-a venit altcineva să preia ce ați făcut, să ducă mai departe? A venit doar domnul director, era domnul director Boncea atunci, Mihai Boncea. Mi-a solicitat, noi chiar am digitalizat cu fotografii, cu absolut tot, cu CF, cu tot. Un fel de predare primire. Da? I-am predat-o, ei sadurile le-au acum făcute de mânuțele astea două. Am mers eu și cu o doamnă de la saduri, care era pe o, atunci era împărțită în, era încă patrimoniul împărțit în două, iar am constatat lucruri foarte interesante, pentru că s-a întâmplat de multe ori ca să nu se știe unde este proprietatea primăriei. Întrebau vecinii, unde este sadul nostru. Deci de unde nostru? Ne lăudam cumva că aici toată treaba e oablă în Timișoara. Nu este oablă deloc. Deci nu este deci oablă deloc. Deci, din punct de vedere al administrării patrimoniului, este o gaură imensă. Sunt semne de întrebare. Este chiar o gaură neagră, aș putea spune, care eu nu o văd să fie astupată în condițiile în care este administrată acum. Da, facem un intermezzo așa de... vine scurt circuitul între sinapse. Salvați București, salvați patrimoniul Timișoarei. Cum o luați pe, urmele Nicușor, da. Dan, domnul Ilie. Da. Deci... ca și traseu, se pare că da, nu m-am gândit la chestiunea asta. Chiar am avut o relație foarte bună cu reprezentanți ai apropiați ai asociației Salvați Bucureștiul. Am ținut legătura, ne-au sprijinit în momentul în care am luptat pentru Casa Miule, în condițiile în care la un moment dat a fost abandonată, după cum știți, de către proprietari, s-a luat acoperișul, a fost acea reacție a societății civile coordonate de Corneliu Vaida. Noi am preluat, am avut atunci pe Adina Murgile, era jurista asociației noastre și de la care am învățat enorm de mult. O fată foarte, foarte deșteaptă, care a pus rânduială un pic în ceea ce înseamnă partea legislativă. Am da. Înțeles. Da, pentru că tot urmărim imaginile astea. Tu ai fost cu echipa în zona centrală așa a orașului este, da. Și povestim despre patrimoniu, despre clădiri, despre orașul ăsta frumos pe care îl știm și îl iubim cu toții. Uite, dăm câteva, două, trei exemple punctuale despre ce ai face în zona care conține elemente de patrimoniu, în zonele cunoscute. Da, ale sunt date tehnice. În cei 3 ani și câteva luni care au trecut de când actuala administrație a preluat controlul asupra primăriei municipiului Timișoara, nu am auzit, cel puțin eu, ca să fie dus un proiect cap-coadă reabilitarea unei clădiri. Pentru că, în prima etapă, eu, prin vocea viceprimarului Cosmin clădiri Tabără... Clădiri care țin cumva de angrenajul primăriei, da? Pentru că în privat... Nu, e vorba despre privat, da? Am spus la momentul respectiv că acel regulament este total greșit. Obliga proprietarul să... fac un credit, să își pună gaj casa, locuința, un fapt care l-am spus de atunci. Omul a luat pe credit, nu mai poate să mai fie un alt subcredit sau eu știu ce condiții mai cereau e ei. Aberan, ce... Era aberan. Noi am spus lucrurile astea, nu, nici măcar n-au vrut să ne consulte în sensul ăsta. Deși domnul viceprimar era în aceeași... Așa dai afară oameni din clădiri, era, da, era în aceeași echipă. După care s-a revenit, s-a renunțat la chestiunea asta, apoi a fost discuțiile printre proprietarii cât la sută să fie de acord ca să înceapă reabilitarea clădirii, ca să primească finanțare trebuiau să facă un studiu al fundației, un studiu seismic, care erau costuri încă o dată cât era proiectarea propriu-zisă a reabilitării fațadei. Toată lumea, deci tot ceea ce s-a gândit cu o presiune uriașă pe bugetul local. Nimeni nu s-a gândit să iasă un pic, să lase bugetul local pentru chestiuni
Nu pentru că asta nu ar fi serioase, dar cum ar fi învățământul, noi funcționăm, avem un spital municipal care funcționează într-o fostă cazarmă militară, vă dați seama ce înaintat suntem în domeniul al protecției sanitare din Timișoara. Da, foarte trist. Atunci, noi am spus, există o posibilitate legislativă. În momentul în care legea 422 îți permite ca și administrator al orașului ca să supraveghezi și să și finanțezi și proprietățile private. Da, mulți spun da, dacă nu-și permite să se mute, dar dacă el ar fi în locul celuilalt, persoanei, cum ar spune? Da. Aș vrea să fac o paranteză. În 1954, când aceste proprietăți au fost luate la cheie, statul român le-a dat în batjocură înapoi, apartamentându-le, făcându-le mici, în blocuri. Efectiv, le-au făcut blocuri. Înțelegeți? Nimeni nu a mai avut interesul să investească. În multe din aceste clădiri nu se știe ce modificări s-au făcut în interior. Deci nu se știe absolut nimic. Bun, atât la blocurile comuniste. Cu ce soluție veniți? Soluția este una, din punctul meu de vedere, este simplă, dar trebuie asumată împreună cu juriștii primăriei. Este vorba despre legea 33 a exproprierii. Legea exproprierii spune negru pe alb. Se poate expropria în tot sau în parte. Și am avut discuții cu o serie de notari publici, da? Cosmin fiind domn viceprimar, fiind avocat de meserie, mi-a deschis câteva porți și am încercat să studiez problema. Asta că se poate să luăm, fațada este parte comună. Podul, acoperișul, subsolul, holurile, curtea, sunt spații comune care alea le putem lua noi, ca și administrație publică, le administrăm, le punem la cheie, pentru că ele sunt, au scop public, le dăm de utilitate publică și investim bani publici și aducem bani de la Uniunea Europeană. Ca să explicăm, să simplificăm, da. Pot fi atrași bani europeni? Absolut. Pot fi preluate părțile vizibile ale clădirilor istorice, exact, da. Și reparate de primărie cu fonduri proprii sau bani europeni, fără să pui în pericol locatarii, că poate sunt vârstnici, poate nu au capacitatea financiară, exact, de a suporta o mare implicare de genul ăsta. Mie se pare extraordinară ca idee. Unde s-a împotmolit? Oriunde în Europa s-a întâmplat acest lucru. Unde s-a împotmolit? S-a împotmolit pentru că nu înțelegeau. Efectiv nu înțelegeau și aici e vorba despre asumare. Deci dacă vii într-un oraș ca Timișoara să-l administrezi, trebuie să îți asumi anumite riscuri, anumite discuții care pentru unii deranjează, pentru alții nu. Nu poți să le împaci pe toate. Gândiți-vă, mie mi se pare strigător la cer ca un blocurile comuniste să poată să fie reabilitate acoperindu-se că sunt protejate din punct de vedere al am un lapsus acum, al frigului, deci ca să fie izolate termic, da, mulțumesc, da. Cosmin, astea la alte nu. Acolo nu este vorba despre bani publici, numai aici la clădirile istorice care, da, da, practic, da, îți și produc bani prin turiștii care vin. Se cazează la hotel, mănâncă la restaurante, admiră clădirile, cu, intră în muzee, merg cu mijloacele de transport în comun. Deci vă dați seama, mie mi se pare că aici este vorba de segregare. Deci sunt cetățeni ai Timișoarei și unii și ceilalți. De ce pe unii poți să-i ajuți, da? Stabilind un anumit grafic. Eu nu am înțeles de ce numai zona Dacia circumvalațiunii se poate fi anvelopată din punct de vedere termic și alte zone nu. Rămân pentru mine e un mister. Bun, deci, în concluzie, asta vreau să vă zic, deci există soluție și posibilitate în acest sens. Dacă există asumare, din patru notari, trei mi-au spus că se poate. Celalalt s-a ținut. Dacă se vrea și se caută minuțios în toată legislația și se... ordonează toate aceste aspecte, s-ar putea. Hai să mergem un pic la discuția de tehnică operativă în alegeri, da? Da. Ești al cincelea candidat anunțat, posibil să mai apară. Pe ce voturi te bazezi până la urmă? Bătălia a fost de la început descrisă ca fiind între doi principali actanți, actualul primar Dominic Friț și fostul primar Nicolae Robu. A apărut un independent, a apărut domnul Olaioș de la Reper, a apărut Ilie Vasile Sârbu de la Aur.
cum se pe voturi contați în această bătălie și cum crezi că se împart până la urmă? Știți, e o vorbă populară care eu vreau să o adaptez la ceea ce se întâmplă acum în, în pre-campanie electorale. Când doi se bat, Timișoara câștigă. Pe asta vreau să merg. Există un filon care de cetățenii ai Timișoarei care s-au săturat de nedreptățile care li s-au făcut, așa cum am săturat și eu și probabil și mulți alți, inclusiv tineri, despre care toată lumea spune că nu interesează absolut nimic. Nu, este un fals mai mare ca acesta, nu există. Tinerii sunt preocupați. Noi am lucrat foarte mult cu tineri. Am realizat o serie de proiecte cu tineri. Deci să știți că tinerii chiar sunt preocupați de soarta Timișoarei și va fi o surpriză mare acum la alegeri, pentru că acești tineri se vor ridica. Deci noi ne bazăm foarte mult pe acest tineret, pe studenți, da, care simt un pic lucrurile diferit și încearcă să-și simtă că aparțin unei națiuni. Ideea de, să nu uităm că ideea de Uniunea Europeană n-a fost una doctrinară, a fost pur economică. Despre ce vorbim? Să vorbim de la o direcție economică, o piață comună în care să ne ajutăm unii pe alții. Să ajungem la distrugerea de națiuni. La distrugerea de națiuni prin a distruge celula esențială a unei națiuni, familia, mi se pare strigător la cer. Am mai folosit această sintagmă, dar nu avem, nu găsesc alta la acest moment. Deci oamenii s-au săturat ca să li se impună de undeva ce să facă. Nu știu, am impresia că fie că ne-am întors în anii 50 cu această comasare de alegeri, așa s-a făcut și s-au dus, au forțat, au luat de la liberali, au dus aici, au luat de la țărăniști, o parte din țărăniști. Deci, sintagma pe care o folosește domnul George Simion este chiar realistă, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în anii 50. În anii 30, la fel s-a întâmplat în Europa. În perioada medievală, perioada modernă, când în alta poartă dicta tot ceea ce se întâmpla în țările românești, noi eram în partea asta la altă, dar chiar acolo să ne întoarcem înapoi în timp în care să ni se spune și ce să mâncăm și ce să bem și ce să mai facem acum noi. Vine din partea aia bună, deci, cum ar veni. Da, valorile occidentale chiar sunt reale, dar nu astea care sunt promovate. Deci ne îndeamnă sau ne îndrumă spre o dictatură a minorității. Mie nu mi se pare normal. Gândiți-vă cum ar fi fost al doilea război, în sfârșitul celor al doilea război mondial cu o dictatură a minorității. Luați în calcul un pic, să ne uităm un pic în istorie. Cine nu înțelege istoria riscă ca ea să se repete. Ceea ce facem? Ce facem noi de acum înainte? Stăm, acceptăm tot ce ni se dă? Cum crezi că se pliază aceste considerente, constatări, analize pe specificul timișorean? Să știți că se așează foarte frumos pe profilul timișoreanului. Timișoreanul, chiar dacă nu pare, a fost dintotdeauna conservator. Să nu uităm, toate alegerile, de ce credeți că Timișoara a ieșit în stradă în 1989, în 16 decembrie, când ceilalți erau cu capetele plecate și ziceau, da, facem raportări, da, să trăiți tovarășul prim-secretar, totul e perfect la noi, da? De ce să facem lucrurile astea din nou? S-au revoltat atunci, da? Acum îi fac pe cei de la AUR și pe mine implicit că suntem extremiști. Deci cei care acum ne fac pe noi extremiști, atunci, în anii 90, la rândul lor, au fost etichetați ca extremiști, ca niște drogați, ca niște vagabonzi, dacă vă aduceți aminte, prin București. Sunt celebre imagini, am găsit la PNC, exact, nu știu ce, că s-au găsit de droguri. Da. După ce s-a lansat proclamația la Timișoara, mașinile erau sparte cu numerele de Timiș. Deci lumea a uitat lucrurile astea și acum, pentru faptul că noi venim
și spunem lucrurilor pe nume, împăratul este gol, nu are haine pe el, hainele care trebuiau făcute, banii au fost mâncați și duși în altă parte. Despre ce vorbim? Ne-am săturat ca să acceptăm tot ceea ce ni se dă dintr-o parte și indiferent. Da, din punct de vedere economic, nimeni nu spune că Alianța pentru Unirea Românilor cere să iasă din Uniunea Europeană. Nu, dar un pic de demnitate. O așezare pe numai... principiile de la început, care consfințeau o unire acolo în vestul continentului pentru bunăstare economică și relație economică, dar o uniune a patriilor și națiunilor. Așa a plecat dinspre un general Charles de Gaulle, de exemplu, așa a fost îmbrățișată inițial ca idee la momentul de fondare. Nu mai prea seamănă acum cu acele priorități și valori de început. Bun, întorcându-ne, că de aici am plecat practic cu discuția, aveți așadar un aparat de partid pregătit. Apropo, cât de puternică e organizația? Să știți că este foarte puternică. Este foarte puternică. Chiar dacă au fost frământări în ultimul timp, s-au constatat câteva nereguli și cei de la București au intervenit imediat. Eu nu știu foarte multe detalii. Dar sunt membri, adică aveți un aparat de bază care să iasă la vot? Am fost impresionat după ce am fost ales ca și candidat pentru Timișoara din partea lor, deci de susținerea uriașă care am avut-o din partea membrilor, deci de peste tot, din județ, deci aproape că nu venea să cred că Auro are o astfel de susținere în județ și în Timișoara. Chiar am fost impresionat de această mișcare, pentru că este o mișcare tânără. Sunt politicieni noi, marea parte dintre ei, și care vor ca România să fie dreaptă, să nu prindă cocoașă sub nicio formă. Deci, am înțeles. Deci vă bazați pe un aparat solid, da, care va ieși la vot, dar ca orice intrat în bătălie, într-o bătălie de genul ăsta, evident te uiți de unde mai poți aduna susținere, da? Ce alianțe faci cu electoratul, cui promiți ce. Ce fel de categorii vizați, către ce vă îndreptați? Experiența arată că ultimele alegeri au fost întorse pe dos de angajații de multinațională. Da, toate așteptările și așa mai departe. Aceștia, vă rog, despre care spuneți dumneavoastră, au fost cei mai dezamăgiți de actuala administrație. Și va fi o surpriză la alegerile din 9 iunie. Puteți să dați piept, sunteți Alianța pentru Unirea Românilor la nivel de Timișoara, dați piept cu Alianța pentru Timișoara, acolo unde domnul Dominic Friț a strâns toate minoritățile etnice la propriu, da? UDMR, cea germană, ce a încercat să se ducă pe acest palier, a bătut palma și cu PMP-ul, care se considera conservator, în fine o ciudățenie acolo la mijloc, cum se împacă progresismul cu conservatorismul. Mai sunt elemente din fostul Partid Național Liberal sau nu, foste elemente din Partidul Național Liberal care sunt cu domnul Orban. Bine, e o structură lărgită, da, așa un pic în plan Cosmin local. Cum faceți față unei asemenea chestiuni? Pentru că în mod clar se arată cu degetul, doamne, ca maghiar nu poți să voteze AUR sau ca sârb sau ca bulgar sau ca neamț, pentru că voi sunteți aici cu mine, care am venit de afară, eu reprezint. Ce face AUR-ul într-o astfel de ecuație? De exemplu, la Lugoj este Adrian Sabo, candidat la primărie. Ei fac teorie, noi facem practică. Asta e diferența dintre noi și ei. În teorie stau foarte bine. După ce ai postat, un băiat cu nume sârbesc ți-a distribuit cartonul de la emisiune. Da, sunt foarte mulți sârbi în Partidul AUR. Avem foarte mulți maghiari, avem și germani, avem din toate, toți românii. Nu e un obstacol pentru... Nu, pentru noi nu este un obstacol. Asta este o îmbrăcăminte de marketing pe care încearcă să ne o atribuie. Dar oamenii văd și cei care mă cunosc și care au intrat în contact cu mine știu că am ajutat tot felul de oameni, în sensul nu de a le facilita ceva, ci pur și simplu de a ilumina, de a înțelege
cum funcționează administrația din exterior. I-am învățat cum să-și facă o solicitare, cum să-și apere drepturile în primărie, în condiții legale și normale. Pentru că tot vorbeam, mai dat exemplul cu candidatura de la Lugoj, practic veniți cu ofertă pentru întreg județul, la Consiliul Județean aveți un tânăr, Adrian Iacob, da, de la Libling, am înțeles, fermier. Da, fermier, da. Veți avea și liste de consilieri. Absolut, da. Să rog pe tine să intru un pic în detaliile astea. Da, avem liste de consilieri peste tot. Eu, ceea ce pot eu să spun despre unde pot să stăpânesc situația, este vorba despre Timișoara, avem tot ceea ce ne trebuie, avem oameni de calitate, avem oameni foarte buni. Lista este destul de mare, lărgită, da? Și în funcție de... sunt câteva puncte care fiecare candidat la funcția de consilier local trebuie să le atingă. Dacă nu, indiferent, aici la noi nu este problema banilor, cum se vehiculează până alte partide, dacă care dă cel mai mult, îl are șanse, nu știu ce. Eu am fost contracandidatul unui om care avea mai mulți bani decât foarte mulți timișoreni, dacă este vorba despre asta, din câte am înțeles eu. Deci aurul nu pune punct pe chestiunea asta, nu interesează. Păi interesează calitatea umană și știu că doar așa poate să izbândească. Am înțeles. La sfârșitul săptămânii, haideți să vorbim și despre asta, aveți un eveniment, mai precis sâmbătă. Da. Este la Hotel Strelitzia. Vin câțiva parlamentari, printre care domnul Claudiu Târziu, domnul Piperea, vin să... Candidați la europarlamentare, care o să vină să se lasă să fie cunoscuți mai îndeaproape de către membri și de către timișoreni care doresc să vină acolo. Și simpatizanți și să aibă discuții deschise despre proiectele care le au ei pentru Parlamentul European, să înțeleagă că acest pachet de marketing care este împletit în jurul Partidului Aur, că suntem un partid extremist și că vrem să ne ducem, să ne unim cu Rusia, să facem, da, să trecem tâmpenii și prostii de genul ăsta, nu este așa. Noi chiar suntem am fost întotdeauna aici, în sud-estul Europei, și a trebuit să știm să jonglăm, așa cum au făcut înaintașii noștri în 1919. Și așa cum au făcut și alții pe lângă noi. Chiar se mândresc cu acest joc. Unul foarte actual e făcut în vecin de domnul Orban, da? Sau schimbă plăcile sau cum e mai pe interesul sau lui. Sau de Polonia. Deci trebuie să înțelegem că nu se mai poate ca să ni se dicteze. Uniunea Europeană, Consiliul Europei recomandă, nu obligă. Deci sunt niște lucruri clare. Da, e politică și aici. Am intrat în această mare familie, am fost întotdeauna, dar în această familie economică, practic, da? Devenită mai mult politică, cumva. Politică ar fi bine să fie, dar este doctrinară, deci ți se impune o anumită doctrină pe care tu trebuie să o accepti, vrei, nu vrei. Ei, nu se mai poate lucrul ăsta. Pornind de la acele dispute care erau între albul să nu mai fie albul să fie negru, să nu mai fie alb, albul să fie verde și nu mai vreau să mai intru în detalii de genul ăsta. Pentru că nu e aberații asta pe care mulți dintre noastre le-ați surprins cu ochiul liber. Este o situație critică din punctul meu de vedere și trebuie cumva readusă la normal printr-o infuzie de sânge proaspăt în Parlamentul European, ca să se echilibreze un pic situația, pentru că nu putem la nesfârșit să acceptăm tot ceea ce ni se dă. Da? Ați văzut disputele pe care le-au avut fermierii cu reprezentanții Uniunii Europene, acele răscoale. Până la urmă, da, mici răscoale au fost, sigur, să fim sinceri, care au ajuns și la noi, n-au avut amploarea care au avut-o în Franța, dar să nu credeți, pentru că astea sunt niște greșeli fatale pe care le-au făcut cei de la Bruxelles, nu poți să obligi pe nimeni să facă ceva.
Deci poți să recomanzi și să supraveghezi. Da? Așa cum sunt, avem noi instituțiile noastre, cum este protecția consumatorului. Protecția consumatorului poate să te oblige dacă nu are un cadru legal. Da? Atâta timp cât Parlamentul European poate să-ți recomande ceva. În niciun caz, Constituția este suverană. Nimeni nu poate să treacă peste Constituția. Asta trebuie să înțeleagă orice român. Fără Constituție nu putem trăi. Absolut corect. Intrăm în ultimele 10 minute ale emisiunii, trece foarte repede. Le dedicăm cumva zonii de proiect, pentru că vorbim până la urmă de bătălia pentru Timișoara. Cum ți-ai dori să fie Timișoara? Facem un scurt exercițiu de imaginație. După un prim mandat de primar al lui Ilie Vasile Sârbu. În primul Așa, rând, pe elemente de concret. Da, pe metode concrete. În primul rând, aș intra în problema cea mai grea a patrimoniului Timișoarei. Primul pas pe care l-aș face, aș aduce în discuție sau la masa discuției toate firmele de cadastrare din Timișoara. Și aș avea o discuție cu fiecare să vină cu o soluție pentru a măsura acest oraș, a-l cadastra. Practic, pentru că lua la centimetru, să vedem așa ce cum avem făceau aici. Alții pe vreme, noi nu suntem nici măcar la nivelul celor care erau prin 1780. Nu vreau să erau mult mai mici pe de altă parte, totul era mai din topor reglementat. Noi la acest moment, o spun răspicat, noi nu știm care este limita dintre intravilan și extravilan. Deci cum, nu știm cât se întinde orașul. Cum poți să construiești, să-ți faci proiecte mari când tu nu ai situația juridică clarificată? Ce credeți că sunt foarte multe proiecte ale administrației actuale și a celorlalte administrații nu s-au definitivat pentru că nu aveau situația clară juridică. Statul român... Între noi fie vorba, vă întrerup... Chiar și în celebrele filme care curg de ani de zile ale stadionului și sălii polivalente, corectați-mă dacă greșesc, au interferat situații de genul ăsta. Absolut. Deci până să fie de vină Bucureștiul că nu ți-au făcut așa cum se tot lansează în valuri mitul ăsta, am avut noi o problemă în plan local. Da. Că n-am prea știut cât și unde, cât ține de cine și cum. Și nu poți construi pe situații incerte. Pe vorbe nu se poate. Un primar nu poate să zică aici vom construi. Nu poți. Prima dată îi chem pe cei de la patrimoniu să vezi care e situația reală. Vă spun o situație dezastroasă. S-a demarat un studiu de fezabilitate spunându-ne că e tot în regulă, da? Este vorba despre acea sală de gimnastică care se vrea să facă în Dacia. Acolo e o problemă de acte. Nu e nimeni proprietar. Proprietatea este împărțită, nu există măsurătorii, cel care a făcut o clădire rotundă, nu știu unde a luat-o, au fost făcute așa. Hai să le facem cândva, situația a fost lăsată așa și nu se știe. Trebuie din nou să le desprind, să le faci, să le dregi, să le aduni. Este foarte complicat. Este foarte complicat. Deci asta ar fi una dintre prioritățile tale, dacă ai ajunge primar, să faci ordine înainte de orice... Nu se poate altfel. Nu se poate. Nu asta, dacă faceți o casă, puteți să începeți să faceți zidurile dacă nu aveți situația juridică? Nu cred. Clar nu. Da? Înainte de a avea proiectul, trebuie să ai situația juridică. Să știi câți metri pătrați ai, cât spațiu verde, cât tot, cât toate chestia. Noi nu avem un registru verde, sar de la una la alta. Timișoara n-a fost cadastrată din 1954. Real. Da? Cred că nici măcar armata nu știe exact. N-are cum să știe. Ea știe cât e suprafața orașului, al UAT-ului Timișoara sau primăria, atâta știm. Că la un moment dat sunt dispute... Dincolo de politică și alegeri, ceea ce ne povestești e absolut halucinant. Da, așa este. Eu nu vă spun prostii. Prin domnul vicepremier am lansat o serie de adrese prin care am solicitat ca să se dea buget în acest sens. Da, abia am reușit ca să începem să facem ceva în acest sens. Dar foarte puțin.
Deci e nesemnificativ. Nici măcar nu știau că statul român finanțează astfel de proiecte. Vă vine să credeți? Nu știau. Deci de la Oficiul Național al Cadastrului, pentru municipii alocau 400.000 de lei. Gândiți-vă câți ani s-au pierdut în fiecare an dacă se luau 400.000, acum aveam problema rezolvată. Dar în haos guvernez cel mai bine. Nu eu am spus asta. Am înțeles. O întrebare pe care o adresez celor intrați în bătălia asta și aici o adresez și mai cunesați, pentru că vii dinspre această asociație Salvați Patrimoniul Timișoarei și am vorbit atât de mult despre Patrimoniul Timișoarei. Marea Timișoară sau Mica Viena? Marea Timișoară. Mica Viena este o replică a micului Paris. Cu asta am spus tot. Pentru că, apropo de patrimoniu, pentru că m-am ciocnit de foarte multe ori în discuții cu percepția asta bine injectată în mentalul colectiv timișorean și pe cât de bine tehnic, pe atât de mincinos. Că trăim într-un oraș în care ar trebui să mulțumim austriecilor, austro-ungarilor, pentru... tuturor le-am spus de-a lungul timpului, tuturor celor cu care am intrat în discuții de genul ăsta, că ar trebui să pună mâna pe carte și să se plimbe cu mare atenție prin oraș. Una dintre cărți fiind monografia celebră a Timișoarei, a domnului Petreleș. Da. Din care se vede foarte clar că în două decenii și un pic de administrație românească s-a construit de două ori mai mult și la aceleași standarde decât în perioada aia pe care o laudă cu atâta nesați unii și care ține de un imperiu mort și îngropat pe care nu știu cine și de ce are interes să-l dezgroape și să-i țuce moaștele. Nu cred că are cineva interes. Așa. Pentru că... Bun, aici mi-am permis eu să-mi dau niște licențe. De... Da. Bun. Mi-ai dat deja, ai fost de acord în timpul descrierii. Deci s-a construit foarte mult și în perioada interbelică, s-a construit foarte mult și în golita perioadă comunistă. Da, practic, oraș universitar devenim întru totul, adică avem și latura umanistă dezvoltată în perioada comunistă. Asta e, aveam doar școală politehnică. S-a început imediat după Unire, în 1919. Cu școala politehnică, aici chiar vreau să punctez, pentru că despre că românii au încercat să facă lucruri interesante. După, au fost dispute și n-a fost la nivel general. A fost chestii între vecini mai mult, dar n-au fost lucruri care n-au fost fapte de amploare după 1919. Să nu uităm că celebra familie Miule a donat tot terenul pe care l-avea unde funcționau serele în care ei produceau bani, au donat municipalității ca să ridice o universitate. Da? Ba mai mult, un pic mai târziu s-au pregătit documentele pentru a doua universitate, Universitatea de Vest, care tot acolo s-a dus. Aș vrea să continui că tot pe acest teren al acestei celebre familii, despre care nimeni nu vrea să facă nimic în acest sens, să-i reabilităm cumva imaginea, care a făcut un bine enorm acestui oraș, s-a construit și Biserica Catolică din Piața Bălcescu. Da? Noi am cerut ca asociație de nenumărate ori să fie expropriată, să facem o casă memorială acestei familii, un muzeu al trandafirilor, nu al mușcatelor. Da? Cum încearcă alții să ne bage pe gât tot felul de alte flori importate. Noi am fost celebri, am avut cei mai buni florari și arhitecți peisagiști din sud-estul Europei. Da? Parcul Cismigiu, Sofia, Istanbul, au fost familiile regale, au fost alimentate cu flori de la Timișoara. De ce? Întreb cu voce tare. De ce este ignorată această familie? O întrebare mai mult decât pertinentă. Mai avem două minute la dispoziție. Mesaj către timișoreni, până la urmă, pentru că a intrat într-o bătălie care îi privește și care e despre ei, până la urmă despre mai binele lor. Și mesaj, dacă vrei, pentru cei din partid, eu știu, cei care vor fi alături de tine, până la urmă, în campanie. Timișorenii sunt convins că au văzut ceea ce li se întâmplă. Am uitat să ne uităm la orașe care cu 10-15 ani în urmă se uitau cu jin la noi. Am ajuns să ne uităm
wow, ce se face la Oradea, ce stadion are Craiova, ce două stadioane are Clujul. La noi de ce nu s-a făcut? Să ai două mandate și să nu faci nimic și să mai ceri încă unul doar ca să te răzbuni pentru că să-ți acoperi un oareșcare orgoliu, mie mi se pare o situație deplasată. Sper ca timișorenii să voteze normalitatea, restaurația bunului simț. Ne-am săturat de scandaluri. Trebuie să devenim bănățeni așa cum au fost străbunii și bunii noștri. Mândri de obârșia lor romană, nu-i așa? Și romană și oricare ar fi ea, pentru că aș vrea o mică paranteză aici. Foarte puțini nu știu că înainte de 1860 și bănățenii au solicitat o autonomie în Imperiu. A venit un baron din Viena și a făcut o declarație și a spus: bănățenii nu se pot conduce singuri. Astea sunt documente, nu sunt punești. Și la revedere, autonomia transformată și asta în mit deplasat pe la noi de câte unii. Mulțumesc foarte mult, Ilie Sârbu, pentru prezență, mult succes. Vă mulțumesc și vouă, dragilor, pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi, urmează emisiunea Radiografii Sociale. O seară bună!